În acest video te invităm să descoperi câteva dintre cele mai interesante și mai puțin cunoscute detalii despre viața lui Babasha, care te vor face să-l privești dintr-o perspectivă cu totul nouă, pasiunea secretă pentru gătit. Deși este cunoscut ca un cântăreț de manele, Babasha are o pasiune neașteptată pentru gătit. Se spune că este un adevărat maestru în bucătărie și chiar le pregătește mâncare prietenilor săi apropiați. Specialitatea sa este ciorba de burtă, pe care o gătește după o rețetă secretă de familie. Talentul pentru imitații. Babasha are un talent ascuns pentru imitații. În cercul său de prieteni, este cunoscut pentru abilitatea de a imita perfect alte voci celebre din muzica manelelor, adesea stârnind râsete în timpul întâlnirilor de grup. Superstițiile dinainte de concert. Înainte de fiecare concert, Babasha are un ritual neobișnuit. Își pune întotdeauna pantoful stâng primul și face 3 pași mici înainte de a intra pe scenă. Crede că acest mic obicei îi aduce noroc și îl ajută să aibă o performanță excelentă. Aproape că a devenit fotbalist. Înainte de a se dedica complet carierei muzicale, Babasha a avut un interes serios pentru fotbal și chiar a jucat într-o echipă locală. Deși avea potențial, a decis în cele din urmă să urmeze muzica, considerând că acolo își poate exprima cel mai bine creativitatea. Compune versuri în momente neașteptate. Babasha are o metodă inedită de a compune versuri. Adesea, ideile îi vin în cele mai neașteptate momente, cum ar fi în timp ce face duș sau când conduce. Din acest motiv, are mereu la îndemână un telefon sau un caiet pentru a-și nota rapid inspirațiile. Fan al colecțiilor neobișnuite. Babasha este un pasionat colecționar de obiecte rare și neobișnuite. Printre cele mai interesante piese din colecția sa se numără o chitară electrică, semnată de un artist internațional, și o pereche de ochelari de soare din anii 80, pe care îi consideră amuletele sale norocoase.